scârba mondială, nu doar în România, peste tot în lume, dar acum dăm un exemplu din România, pentru că video asta chiar că mi-a făcut așa un fel de scârbă. S-a întâmplat pe data de 9 noiembrie, când au început noile restricții, la ora 23.15 în Cluj-Napoca. Și citesc și eu așa mai pe scurt ca să se știe ce s-a scris, ce s-a văzut, auzind un zgomot ciudat la această oră târzie, am ieșit în stradă să văd ce se întâmplă. De la depărtare se vedea un jet puternic de substanțe în formă de vapori sub presiune care era proiectat înspre blocurile de lângă stradă în cluj mi-am pus masca regul regulamentară, că dacă nu pui masca, ești criminal, și ca orice cetățean interesat de ce se întâmplă la miezul nopții în cartierul lui, m a apropiat de mașina staționată cu numărul KJ16VJK, neînscripționată cu vreun semn de apartenență a unei firme. Aici e chestia, deci, firma, o mașină care șprează ceva și nu are nici măcar un... Ceva, să știi cine în puii mei face ce face la miziul nopții. Cei trei muncitori prezenți aveau veste de RADP. Uitați-vă atenți dacă recunoașteți o figură. În filmare apar trei muncitori și o distintă doamnă. Când m-am apropiat de ei, nu au reacționat, dar când am, au văzut că filmez și încep să pun întrebări indecente, dar nu știu ce întrebări indecente pune, pentru că am să las video la sfârșit, nu a pus nicio întrebare indecentă, a vrut să știe ca cetățean. Ce iată fac acolo? Respectabila domniță s-a îndreptat imediat spre o altă mașină, unde o aștepta un șofer și s-au făcut nevăzuți. Au fugit ca dracu de tămâie, parcă îl văzuseră pe Frankenstein. Al treilea dintre muncitori, cel care avea în dotare echipamentul portabil de pulverizare, când m-a văzut că filmez și că respectabila doamna a dispărut, s-a apropiat în foarte mare grabă spre colegii lui de lângă mașină, în filmare se vede că eu, ca simplu cetățean, eram doar interesat să aflu ce substanțe folosesc în echipamentul portabil de pulverizare sub presiune. M-a surprins răspunsul lor profesional. E pentru insecte, că au cerut vecinii de la primărie. Insecte? În noiembrie, când te piși pe tine, e frig afară, țânțare, omiz, muște sau poate că ne-a dat niște viespi, spunea asta din Asia. Ăștia ori ne cred idioți, ori cred că dacă purtăm de ceva timp botnițe, o fi dat hipoxia în noi și ne-am trimis la plimbare ultimii neuroni ce stăteau sprijiniți de gardul frunții și am crezut că eu sunt sarcastic. Deci mă încântă, îmi place foarte mult asta. O, ăștia de idioți, ori cred că dacă purtăm de ceva timp botnițe, o fi dat hipoxia în noi și ne-am trimis la primare ultimii neuroni ce stăteau sprijiniți pe gardul frunții. Îmi place, îmi place foarte mult, extraordinar. Există sarcasm, există persoane inteligente. Dacă era pentru insecte, nu-mi explic următoarele. 1. Volatizarea distinsei doamne, adică dispariția doamnei, absorbită cu tot cu mașină și șofer parcă într-un portal interdimensional. Îmi place. Și numărul 2, abandonul imediat și atât de rapid al locului de muncă de către săraci și muncitori de la Radp, Cluj, trimis să lucreze doar după ora 23, când este interzis să fii pe stradă pentru că ești criminal. Nu doar în România și în toate țările. Și ce s-a întâmplat oare așa de cu insectele și cu cerințele vecinilor la primărie? Păi dacă sunt insecte în luna noiembrie care deranjează oamenii că nu pot să doarmă ca și vara, că vine musca și țânțarul și îți dai înapă să te falcă și te doare, păi dar n-ar trebui să fie profesionali la lucru la ora respectivă. În noiembrie, când, în noiembrie la mijlocul, aproape, deci nu la noiembrie când e vorba aia. Au dispărut ca personajul din filmare, era trecut de 11 noaptea și atunci iese moartea cu coasa pe stradă la plimbare. Ca să nu mă lungesc cu vorba, totuși oare cine sunt insectele? Insectele Insectele dormeau liniștite în pătuțurile lor după ce și-au administrat ultima doză de frică învelită în capsula depresiei de la ultimul buletin de știri. Că insectele suntem noi, muritorii de rând, care din păcate și nici nu-mi place să spun, dar doar recunosc un fapt adevărat, că este România, că este Statele Unite, că este Anglia, că este Spania, că este Italia, că este Germania, că este Japonia, că este China, că este Groenlanda, că este Islanda, că este o țară amărâtă cum este Andorra sau Monaco sau Latinoamerica sau Africa. Dacă cu frica se rezolvă orice, deci bași poliție și armată, gata, am terminat. Și restricții prin, prin legea, asta este lumea în care trăiești și în care trăiesc și nu-mi place deloc în lumea în care trăiesc. Um, bine zicea Fănuș Neagu, frica linge puii mizeriei până îi face mari. Îmi place cum sună aia. Frica linge puii mizeriei până îi face mari. O întrebare din, ta din Tinda Raiului pusă din pragul iadului pentru noi insectele, chiar am intrat în hibernare. Azi dau după noi insectele din Cluj, mâine după, după ora 11, vor da după voi insectele din toată țara și adaug insectele din toată lumea. Nimeni nu primește sfatul și toți le uită în clipa următoare. Opriți lumea, eu vreau să cobor. Și eu aș vrea să ies din lumea asta, vreau să mă duc în Hiperborea sau în Antarctica din craterul ăsta aiurea. În orice caz, adevărul este că puține lucruri dau scârbă, adică mai mi spus multe lucruri dau scârbă, dar puține lucruri sunt așa de foarte scârbă, o să că este asta. Și ceea ce mă foarte tare pe mine este faptul următor. Eu înțeleg că ăștia care lucrează la stradă noaptea, că că spreatul ăla, deci pulverizarea respectivă, era cu substanțe chimice, din moment ce n-au vrut să spună ce substanțe chimice sunt, înseamnă că sunt rele pentru ființa umană. Cu alte cuvinte, probabil că chiar te îmbolnăvești din cauza aia. Dar măcar să recunoască, măcar să-și recunoască cu mutra aia ipocrizia. Să se spună clar, bă, mi-e frică să spun pentru că îmi pierd locul de muncă. Nu, no. asta e. Deci, mai mult respect un om care spune că e frică, deci se declare, să recunoască și cu masca pe față, chiar dacă nu vrea să-i dar nu-i nu vedea nu nimeni fața. Că avem mască, nu suntem foarte, acum toți suntem criminali. Așa să se recunoască, să se spună măcar noi, nu pot să-ți spun, să-ți spune, dar îmi pierd locul de muncă, am familia, am copii, o să mor pe stradă de foame, ce înțeleg, deci înțeleg, deci da, suntem o rasă de rahați, da, asta este. Nu, no, mă refer la toată lumea, nu la, Români. deci la rasa umană, ca în general. Dar măcar recunoaște, deci recunoașteți ipocrizia, mă mi măcar recunoaște, băi, sunt ipocrit. Și-aș spune, dar sunt ipocrit și gata. Asta ar fi grozav, da, din păcate trăim într-o rasă de oameni care niciodată nu vor recunoaște absolut nimic, așa mai mult. Când vezi cum se comportă, ca niște copii mici, știi, deci tu mergi acolo ca cetățean, nu? Deci ei dreptul tău. Deci eu respir aer noaptea, nu respir, respir. Am dreptul să știu cu ce mă infectez când respir, nu? asta ar fi chestia, nu? Trebuie să taci din gură frumos, mergi acasă. dacă nu, trăim în democrație, nu? Oare unde Ceaușescu? Oare unde Ceaușescu? Și toată lumea la, la hulit pe Ceaușescu când a fost și că era rău, că de -a, măcar atunci ai, 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 dreptul să întreb ce se spreadă pe stradă, presupun, nu știu, poate că mă înșel, poate că atunci era interzis să ieși noaptea pe stradă, cine știe. În fine, multe chestii, multe lucruri, sper ca video ăsta să nu fie cenzurat sau să nu fie dat jos, jos din cauza că știți cum funcționează YouTube și Google. Ce să mai spun, și la alegerile prezidențiale din Statele Unite, Google spune că Biden câștigă și pe aceea iese, știrile alternative care arată că de fapt nici Biden, nici Trump n-a câștigat. Amândoi au rămas sub 270 de alegeri electorale, dar Google arată că Biden a câștigat din prima zi. în fine, fiecare cu, fiecare cu mutra lui. Mm, pare că folosesc anumite cuvinte, dar mă nervează mutrele când le-am la oamenii ăștia de la Radb. De pe stradă, deci se comportă ca niște antiumani. Eu am înțeles, de măcar să spună, să recunoască, că, mi-e frică să spun. Nu pot să spun pentru că am, fost, am, primit, am primit ordin, nu pot să spun de la cine am primit ordin, asta este. Apoi dacă tu ai chef să te bagi ca să vezi de la cine vine matricula și la primărie și așa mai departe, a treaba ta. Dar dacă mie mi-e frică, pentru că mi-e frică să fiu bătut de poliție, să-mi pierd viața, să, să fiu maltratat, să fiu concediat, dar asta e important la o ființă să recunoască că e frică, să recunoască că e, că e, un ipocrit, să recunoască că este un rahat. Și gata, se termină. Ne vedem în următorul video. Auziți să nu vă cu ce stropiți? Vreau să, vrem să știm și noi ca cetățeni cu ce stropiți. Ce te uiți așa la mine? Eu nu mă, ce? Dar vreau să... Să vadă toți clujenii, mâine se va afla în Cluj. Cu ce stropiți? Vreau să și noi, acum nu avem țânțari, nu avem nimic. Ce substanțe? Vreau să văd și oficia tehnică a acestui produs chimic. Ce a spus? O să aflați mâine. Ăștia sunt domnii care stropesc, care Dumnezeu știe cu ce stropesc. Păi ne-o să toate știrile. Avem dreptul ca cetățeni să știm cu ce ne, cu ce ne stropiți? Pentru insecte. Pentru insecte? Da. Ce insecte sunt acum? Ce, care fac locatare, și la rând, da? Foarte bine. Cum se cheamă substanța cu care stropiți? Nu vrei să spui dacă e pentru insecte? Nu. Dar de ce? Nu vrei să spui, nu? Cluj 16 VJK